Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Iată care sunt principalele informații ale zilei. Își trăiește bătrânețea condamnată la sărăcie și nepăsare. O femeie și-a dat în judecată amantul. Arestat pentru înșelăciune. După o viață dedicată sistemului de învățământ, la bătrânețe trăiește de pe o zi pe alta. Este povestea unei pensionare care se luptă cu traiul greu din România. Femeia este condamnată la sărăcie și nepăsare după ce a pus stiloul în mână atâtor generații. Cam grea pentru mine. Am lucrat în învățământ 28 de ani și abia am 12 milioane și aș vrea să văd cum s-ar descurca un parlamentar cu banii noștri. Să plătească chirie, să plătească mâncare, a medicamente ne le omoară. Foarte greu, vă spun sincer, foarte greu. Sunt oameni poate care au niște pensii decente, care pot să trăiască. Dar noi, eu vă spun, pentru mine este foarte greu. Această timișoreancă a fost dascăl o viață întreagă. Deși a pus stiloul în mână atâtor generații, acum la pensie se luptă cu sărăcia, cu boala și cu nepăsarea din partea celor de la guvernare. Cei premier acum au spus, păi câte am cumpărat de 1 milion. Domnule, vă spun sincer, am luat o sticlă de ulei de măsline, o sticlă de oțet mică, două ketchup-uri, 80 de lei. Nu mi-am permis, dar soțul meu e bolnav și mai fac câte o salată și câte ceva, că nu are voie, că are mai multe boli și de toate și nu are voie să mănânce cu ulei de ăsta la alt. Dar în fond am folosit și de asta, că nu mai pot să-mi permit să mă duc să dau iară 80 de lei. Medicamente trebuie, dietate trebuie, vai și amar. Regretați că ați trăit în România, că v-ați dedicat viața aici statului român? Mâine m-aș duce oriunde. Am fată în America și tu spune, mama, hai la noi, hai la noi. Am 72 de ani, domnul meu. Une, Doamne, iartă-mă să mai mă duc la groapă. Că pentru că nu ne dă nimeni nimic, nu. Urât. Este social care ia bani și stau. N-au nicio treabă. Și noi care am lucrat atâția ani ne umilește în ultimul hal. Eu așa spun, în ultimul hal. Femeia nu mai rezistă în fața umilinței. Aceasta plânge cu lacrimi amare pentru traiul la care a fost condamnată, tocmai de cei cărora le-a plătit impozite o viață întreagă. E greu. E greu, e greu. Să te duci la magazine de asta, să-ți iei o haină și poate unele ori nu-ți permiți. Poate unele ori nu-ți permiți, pentru că ți-ai un ban de o mâncare, ți-ai un ban de un medicament, ți-ai un ban... Ferească Dumnezeu, moare un om. Plângeți des, doamnă? Eu de multe ori. Spun și când mă duc după cumpărături, spun lui bărbatul meu, iară bani stricați. Asta e. Viața urâtă în România. Timișoreanca regretă că s-a sacrificat pentru această țară care, spune ea, observă că o anulează acum cu totul. O femeie din județul Caraș-Severin și-a dat în judecată amantul. Idila s-a transformat în război după ce amantul femeii i-a povestit cu lux de amănunte soțului înșelat tot ce se petrecea pe la spatele lui. Femeia a mers în instanță și cere chiar și daune morale. Cu mai multe detalii despre acest caz vine jurnalistul Andrei Brânaș. O femeie din județul Caraș-Severin și-a dat în judecată amantul. Amantlicul rural s-a transformat în război după ce amantul femeii i-a povestit cu lux de amănunte soțului înșelat tot ce se petrecea pe la spatele lui. Revoltată de faptul că a fost dată de gol, femeia a cerut daune morale în valoare de 15.000 de lei. Inițial, cererea ei a fost respinsă de judecătorie, dar tribunalul Caraș-Severin a decis în final să admită parțial solicitarea femeii. În procesul deschis la judecătoria Caransebeș, femeia a reclamat că în decembrie 2022, părâtul a mers acasă la ea unde se afla împreună cu soțul și fica acesteia. Acolo bărbatul i-ar fi adresat injurii și acuze de infidelitate, punând-o într-o situație neplăcută atât în familia din care face parte, cât și în comunitate. Bărbatul dat în judecată s-a apărat motivând că nu este real modul în care reclamanta a prezentat faptele.
El a spus că, în realitate, între el și femeie a existat o relație extraconjugală, iar în decembrie 2022, fiind acasă la femeie, l-a deranjat atitudinea acesteia. Pe acest fond a recunoscut în fața bărbatului înșelat că are o legătură extraconjugală cu ea. Judecătoria Caransebeș, unde dosarul s-a judecat în primă instanță, a respins cererea femeii, dar Tribunalul Caraș-Severin a admis în parte cererea de chemare în judecată, acordându-i femeii daune morale de 5.000 de lei. Un bărbat a reușit să strângă sume mari de bani din înșelăciune. Acesta se folosea de nume și calități mincinoase în schimbul prestării anumitor servicii pe care ulterior nu le mai îndeplinea. Prin această metodă, zeci de bătrâni au fost înșelați. Bărbatul a fost prins și reținut pentru 24 de ore. Un individ a fost prins de polițiști după ce a înșelat mai mulți bătrâni. Totul se întâmpla pe stradă, atât la Timișoara cât și la Deta. Din cercetări a reieșit că în perioada februarie 2023-noiembrie 2023, un bărbat de 38 de ani, prin inducere în eroare, ar fi pretins și încasat diverse sume de bani de la mai multe persoane fizice, folosindu-se de nume și calități mincinoase în scopul prestării anumitor servicii pe care ulterior nu le mai îndeplinea. În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, urmând să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș, polițiștii continuând cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a acestuia, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Părerile timișorenilor sunt împărțite când vine vorba despre țara și orașul în care trăiesc. Referitor la Timișoara, principala nemulțumire a cetățenilor este mizeria. Iată cum descriu ei orașul de pe Bega, cu rele, dar și cu bune. Problemele timișorenilor cu privire la traiul din România sunt împărțite. În rândul nemulțumirilor se numără și pensiile mici, care cu greu le ajung acestora de la o lună la alta. Mâncare, îmi trebuie. Deci pensia este mică, 1.700 vechi, dar îmi ajunge de pensia de mâncare și de medicamente, atât, că v-am spus că în casă nu mai cumpăr. Mereu și luai, te băgai în ăsta și luai mâncare cu 10 lei, mâncai și felul întâi și felul doi. Și o bere, dacă vrei să bei o bere. Îți mai rămânea un leu doi. Acum, ce faci cu 10 lei? Acum trebuie să merg la Doamne, iartă-mă, la Budă cu ei. Nu vom mai face nimic. 100 de lei, dacă vrei să mergi acum să iei ceva din alimentare, plasa asta, da, de unde? Atâta ei, și cât? 100 de lei, un pumn de ăsta. Lista nemulțumirilor înșiruite de către cetățeni poate continua, de la dorința de a se reconstrui un nou guvern al țării până la problema mizeriei din anumite zone ale orașului. Vi se pare frumos? Frumos. Dar aspecte negative, ce vi se pare urât în Timișoara? Pe curățenia. Vi se pare murdar orașul? Cum a venit cu tramvaiul, că eu mă duc în Iosefin, acolo iau autobuzul. Deci ar trebui reconstrui guvernul de la zero? De la zero. Și președinte, și tot. De la zero ar trebui. Că nu, altfel nu mai merge, vă spun sincer. Că noi nu putem vorbi, că deja mă vorbim, că tot acolo rămânem. Chiar și lipsa de apreciere a agricultorilor români de către stat este motiv de revoltă pentru cetățeni. Vi se pare că nu sunt apreciați agricultorii români? Nu. Asta, așa au distrus agricultura, au distrus industria. Ei nu fac ce au făcut Ceaușescu până-i lumea și pământul. Pe de altă parte, unii timișoreni sunt încântați de amenajarea și de estetica orașului, dar și a țării noastre. Foarte frumos, e ok, așa, ne place. E cel mai frumos oraș pentru noi. Pentru noi e foarte frumos. Pare o țară frumoasă, țara noastră. Da, e chiar foarte frumoasă din punct de vedere de amplasament geografic. Are munți, are câmpii, are ape, are de toate.
Părerile timișorenilor cu privire la orașul, dar și la țara în care aceștia locuiesc, înclină balanța către a aprecia România, remarcând diversitatea geografică cu care țara noastră a fost înzestrată, dar și estetica bine detaliată a Timișoarei. Comuna timișeană Gearmata se află în plină dezvoltare. Administrația locală demarează proiecte și investește pentru modernizarea cartierelor noi. Cu bani de la bugetul local, cartierul Primăverii va fi asfaltat și dotat cu rețelele utilitare. Comuna Gearmata s-a dezvoltat în ultimii ani datorită proiectelor administrației locale implementate pentru comunitate. Numărul locuitorilor a crescut, comuna s-a mărit. Astfel au luat naștere și cartierele noi. Vorbim despre unul dintre ele, cartierul Primăverii, unde primarul Claudiu Mihălceanu asigură cele mai bune condiții celor care s-au mutat aici. Cartierul este în curs de modernizare cu bani de la bugetul local. Este conceput și gândit din momentul în care am ajuns primar, din 2020, iată că după câțiva ani îl punem în aplicare, este și un proiect complex, este din bugetul local, vorbim de aproape 40 de milioane de lei, este modernizarea cartierului Primăverii, în care de la trotoare până la asfaltarea drumului avem inclusiv controlul apelor pluviale, le avem în subteran. În câteva săptămâni vom avea primele străzi asfaltate, vorbind de strada Fragilor, grădinarilor, strada Lacului, care este în jurul grădiniței, iar ulterior vor urma alte străzi care le-am bugetat anul acesta. În proiectul de modernizare este inclusă și asfaltarea străzii Castanilor, cea care va lega cartierul Primăverii de la nord la sud. Primăria Timișoara derulează o campanie de salubrizare și amenajare a spațiilor verzi. Acțiunile vizează înlăturarea deșeurilor și corpurilor vegetale. Acestea vor fi preluate și gestionate în conformitate cu standardele europene. Primăria Timișoara derulează mai multe acțiuni de curățenie pe spațiile verzi din oraș prin care sunt înlăturate deșeurile și corpurile vegetale. Campania are ca scop salubrizarea și amenajarea spațiilor verzi, oferind un mediu mai curat și mai plăcut locuitorilor. Punem un accent deosebit pe protejarea mediului înconjurător și promovarea practicilor sustenabile în gestionarea spațiilor verzi. Materialul vegetal rezultat în urma degajărilor va fi gestionat în conformitate cu standardele ecologice și va fi transportat la un centru specializat, unde va fi transformat în compost, utilizat ulterior pentru fertilizarea solului din parcuri și rondurile de flori. Încurajăm cetățenii să sprijine aceste acțiuni și să fie parteneri activi în menținerea și îngrijirea spațiilor verzi din oraș. Frunzele rezultate după măturarea trotuarelor sau alte deșeuri vegetale nu trebuie să fie depozitate în pungi de plastic și lăsate grămezi, iar echipele responsabile le vor ridica și revalorifica. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara. Acțiunile pe teren vor continua pe tot parcursul săptămânii. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, anunță că noua clinică ORL este tot mai aproape de inaugurare. Clădirea va avea 5 etaje și dotări de ultimă generație. În câteva luni, clinica ORL va deservi pacienților pentru toate îngrijirile medicale necesare. Noua clinică ORL din Timișoara este tot mai aproape de inaugurare, transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău. Prea multe secții ale Spitalului Municipal, care și așa este împrăștiat în tot orașul, funcționează în clădiri istorice care nu au fost gândite pentru a fi spital. Este și cazul clinicii ORL, unde pacienții sunt îngrijiți sau consultați într-o clădire ridicată în anul 1945. Situația se schimbă doar în câteva luni. Cabinet cu cabinet am ajuns aproape de momentul deschiderii noii clinici ORL cu 5 etaje și dotări de ultimă generație. În câteva luni, dacă vă doare gâtul, suferiți de amigdalită, simțiți disconfort la nivelul urechii sau aveți alte probleme, veți putea primi toate îngrijirile medicale necesare în noua clinică ORL de pe Bulevardul Revoluției, afirmă Ruben Lațcău. Consilierii locali lugojeni s-au reunit în ședință extraordinară pentru a vota 4 proiecte de hotărâre. Proiectul privind evenimentul Vestitorii Primăverii, organizat de Casa de Cultură Traian Grozăvescu, a trecut cu 2 abțineri și 15 voturi favorabile. Tot în cadrul ședinței s-au alocat bani suplimentari din fondul de rezervă pentru construirea noului spital la Lugoj. Consilierii locali lugojeni s-au reunit în ședință extraordinară convocată luni 26 februarie. Au fost prezenți 17 aleși locali din totalul de 19 cu drept de vot, iar președinte de ședință a fost viceprimarul Adrian Sărândan. Pe ordinea de zi s-au aflat 4 proiecte de hotărâre. Proiectul privind evenimentul Vestitorii Primăverii, organizat de Casa de Cultură Traian Grozăvescu, a trecut cu 2 abțineri și 15 voturi favorabile.
Cu unanimitate de voturi au trecut proiectul privind viabilizarea alimentării cu apă, canalizare pluvială, canalizare menajeră, studiu de fezabilitate la baza sportivă tip 1 și proiectul statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, învățământ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Cele mai multe discuții le-a suscitat actualizarea devizului general al obiectivului de investiții, construire, spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal Teodor Andrei Lugoj. Până la urmă, proiectul a trecut cu 13 voturi pentru și 4 abțineri din partea grupului PSD. Se lucrează pe strada Zorilor din comuna Ghiroda. Timp de 3 zile, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe stradă pentru a facilita desfășurarea acestor lucrări și accesul utilajelor. Proiectul este avansat, iar acum se află în etapele finale de modernizare. Pe tot parcursul săptămânii se lucrează pe strada Zorilor din comuna Ghiroda. Miercuri, joi și vineri, între orele 8-17, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe stradă pentru a facilita desfășurarea acestor lucrări și accesul utilajelor. Ne aflăm în etapele finale de modernizare, cu doar câteva etape rămase de parcurs pentru a finaliza lucrarea și a continua demersurile de transformare a zonelor în cadrul proiectului de modernizare a lotului 8. Astfel, în aceste zile se vor asfalta trotuarele și accesele auto, restabilind accesul pietonal și cel al autoturismelor, lucrări care vin în completarea celor de așternere a stratului de asfalt pe partea carosabilă, transmit reprezentanții primăriei Ghiroda. Aceste străzi sunt cuprinse în proiectul de modernizare a lotului 8, care cuprinde și alte locații precum străzile Bujorilor, Florilor, Lalelelor, Răchitei, Nufărului, Orhideelor, Zorilor, Pădurea Verde, Lacului și Alea Crinilor și obiective, mai exact, amenajare trotoare, canalizare pluvială îngropată, iluminat public nou, îngroparea tuturor rețelelor aeriene. Primarul Ionuț Stănușoiu invită locuitorii din comuna Ghiroda la o dezbatere despre importanța eficienței energetice. Evenimentul are loc la Căminul Cultural din Giarmata Vii. Mai multe detalii în materialul următor. Sâmbătă și duminică, 2 respectiv 3 martie 2024, vă așteptăm pe toți cei din Giarmata Vii la Căminul Cultural pentru a discuta despre eficiența energetică în comuna Ghiroda. E un subiect deosebit de important și de actualitate în viața de zi cu zi. Comuna Ghiroda, în cele mai multe proiecte de modernizare a clădirilor publice, folosește aceste principii astfel încât clădirile publice să ajungă la zero emisii de dioxid de carbon. Pe de altă parte, știm că este important ca fiecare dintre dumneavoastră să încercați să vă izolați locuințele și să întreprindeți mai multe măsuri prin care să eficientizați energetic toate aceste bunuri. Mai departe, în linkul de această postare veți găsi o invitație și o trimitere către site-ul primăriei pe care găsiți formularul de înscriere pentru a participa la acest seminar. Vă așteptăm în număr cât mai mare la Căminul din Giarmata Vii. Eurodeputatul Maria Grapini cere soluții pentru traiul sărac din România. În plenul Parlamentului European, aceasta a semnalat problema pierderii puterii de cumpărare. Grapini spune că avem foarte mulți cetățeni săraci care nu mai au nici măcar cu ce să-și cumpere o pâine. Eurodeputatul PUSL Maria Grapini o pune la punct în plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe Christine Lagarde. Iată ce a punctat în intervenția sa Grapini. Eu vin din rândul unei țări, România, intrate recent în Uniunea Europeană. Principala sarcină, așa cum s-a spus și aici, este stabilitatea prețurilor. Din păcate, cetățenii europeni au fost principalii afectați de pierderea puterii de cumpărare. Avem foarte mulți cetățeni săraci care nu mai au nici măcar de unde să-și cumpere pâine. Mai mult, inflația nu a fost ținută sub control. Trebuie să mergem la rezultate și asta înseamnă că politicile pe care le-ați aplicat nu au fost bune, a punctat în intervenția sa eurodeputatul Grapini. Totodată, Maria Grapini a cerut Christinei Lagarde să spună concret cum se poate ajunge la o inflație de 2% în anul 2026. Potrivit eurodeputatului umanist, deși au fost crize după crize, politica monetară nu a fost adoptată de provocările acestora. În aceste condiții, gradul de sărăcie a crescut în Uniunea Europeană, iar IMM-urile nu au avut acces la finanțarea necesară. Pentru a marca venirea primăverii, Consiliul Local și Primăria Giroc vor aduce un cadou muzical doamnelor și domnișoarelor. Astfel, în data de 3 martie, de la ora 18, la Căminul Cultural Giroc va avea loc festivalul Ghioceilor, un spectacol oferit de ansamblul Ghiocelul alături de soliștii Casei de Cultură. Pentru a marca zilele de 1 și 8 martie, Primăria și Consiliul Local Giroc doresc să aducă un cadou muzical doamnelor și domnișoarelor. Astfel, în 3 martie, de la ora 18, la Căminul Cultural Giroc va avea loc Festivalul Ghioceilor, un spectacol oferit de ansamblul Ghiocelul, alături de soliștii Casei de Cultură. Vor urca pe scenă Sorana Mariș, Stana Milu, Loredana Sur, Andreea Indru și Iasmina Armioni.
Evenimentele continuă în Comuna Giroc. Timișenii sunt invitați să admire expoziția Oameni și locuri din Banat a fotografului Mihai Turc. Evenimentul se desfășoară la Căminul Cultural în data de 3 martie. Cei care vor participa vor avea parte și de un spectacol al artiștilor din Banat, acompaniați de orchestra ansamblului Ghiocelul din Giroc. Oameni și locuri din Banat este o expoziție fotoetnografică a fotografului Mihai Turc ce va avea loc la Căminul Cultural din Giroc în 3 martie de la ora 16:30. Invitați speciali vor fi Maria Mândroane, Octavian Gruița și Călin Andra. Pe scenă vor urca artiștii Doriana Talpeș, Roxana Goia, Bianca Opăriuc și Daniel Gavriluț Pârvoni, alături de orchestra ansamblului Ghiocelul din Giroc, condusă de Adrian Safta. Prezentatorul evenimentului va fi Tania Stavilă Tunaș. Proiectul este realizat de Mihai Turc prin programul de buget participativ finanțat de Primăria și Consiliul Local Giroc. Intrarea este liberă. Două incendii au izbucnit în județul Timiș, iar datorită intervenției pompierilor, flăcările au fost stinse fără a se înregistra victime sau pagube semnificative. Incendiile s-au produs în proximitatea localității Traian Vuia, iar primarul Vasile Petroescu a ținut să le mulțumească salvatorilor pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Două incendii au izbucnit în județul Timiș, unul în satul Susan și altul în proximitatea unui drum național. Intervenția pompierilor a fost promptă, iar cele două incendii au fost stinse. Chiar dacă au avut loc concomitent, atât în satul Susan, unde anexele unei gospodării au fost mistuite de flăcări, cât și incendiul de vegetație din proximitatea drumului național care putea să se extindă și în pădurea din vecinătate, intervenția pompierilor a fost binevenită și în acest moment cele două incendii au fost stinse. Un mare mulțumesc pompierilor pentru ajutor. Transmis Vasile Petruiescu, primarul comunei Traian Vuia. Urmăriți acum informațiile din sport. Corvinul Hunedoara s-a impus la scor de neprezentare în fața celor de la CSM Slatina. A fost 3-0 într-un meci fără istoric pe care hunedorenii l-au dominat de la un capăt la celălalt, începând cu dreptul partea a doua a sezonului. Florin Iacob a deschis scorul în minutul 29 și a stabilit scorul pauzei. În partea a doua a jocului și-au mai trecut numele pe lista marcatorilor fundașul stânga Mihai Velisar în minutul 66 și atacantul Andrei Hergeligiu în minutul 84. A fost un meci ca fiind primul după vacanță, era normal, băieții trebuia să intre în rind, chiar dacă am avut acele meciuri amicale. Am făcut doar un antrenament pe terenul propriu. Era normal cumva să se obișnuiască, să se reobișnuiască cu reperele, cu lume în tribună. Nu e ușor să stai aproape 3 luni de zile fără competiție. Începutul, nu pot să-i zic că a fost rău. A fost în nota jocului, nici adversarul nu ne-a pus probleme. Știam că joacă acea minge lungă, mai ales prin introducerea lui Caiondo, vârf de atac, care s-a bătut foarte bine pentru orice minge aruncată în spațiu liber. Mi-a plăcut la acest meci că nu le-am dat posibilități de măcar să-și creeze situații de a marca. În continuare urmăriți prognoza meteo pentru județul Timiș. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. Rămâneți cu bine, rămâneți informați!